Vreau să aduc în atenția dumneavoastră că încă din luna februarie am avut parte de mai multe descoperiri, fără ca eu să mă gândesc la lucrurile care se întâmplă în mediul din care fac parte, în mediul înconjurător. Duhul Domnului mi-a făcut descoperit prin mai multe vedenii și vreau să dau citire la prima vedenie pe care am avut-o. Am văzut la nivelul cerului că se dădea o bătălie. Și cerul era cenușit și auzeam sunete și zgomote de avioane. Și dintr-o dată Duhul Domnului mi-a făcut de cunoscut Suedia. Am stat și m-am gândit un pic, dar ce legătură are Suedia cu lucrurile astea? Sau ce treabă are Suedia cu lucrurile astea? Pe urmă Duhul Domnului m-a dus și mi-a făcut de cunoscut la nivelul cugetului că Rusia este cea care va ataca Suedia la nivelul cerului, adică cu avioane. Se va da o bătălie la nivelul cerului. Dintr-o dată cerul s-a îndepărtat, era un cer noros, cenușiu, și s-a îndepărtat. Și în momentul de față, când cerul s-a dat la o parte, am văzut harta Europei, s-a făcut o lumină și în fiecare țară era câte un tank. Era așezat în fiecare țară un tank. Și ceea ce Duhul Sfânt mi-a făcut de cunoscut, că urma escaladării acestui conflict aerian va porni un conflict terestru cu țările din Organizația Națiunilor Unite. Deci în urma acestui conflict care va fi, atunci va porni un conflict terestru. Pe urmă, am avut parte de o altă vedenie și în vedenie am văzut o floare de primăvară, movulie, și am văzut un bărbat care avea lacrimi în ochi. Și Duhul Domnului mi-a făcut de cunoscut că este vorba de președintele Ucrainei care cerea președintele Rusiei să înceteze atrocitățile pe care el le face. Era cu lacrimi în ochi și cu părere de rău pentru toate lucrurile care se întâmplă. Pe urmă, Duhul Domnului mi-a făcut de cunoscut, tot așa într-o vedenie, am văzut o rachetă care era roșie, și dintr-o dată s-a înălțat spre cer. Și Duhul Domnului a făcut de cunoscut că este vorba de arme care au la bază substanțe chimice și pe care Rusia vrea și intenționează să le folosească. Pe urmă, într-o altă vedenie, am văzut un tank care a început să tragă în niște dărâmături. Erau niște ziduri și niște blocuri dărâmate. Și Duhul Domnului a făcut de cunoscut că Rusia vrea să distrugă cu orice preț tot ceea ce înseamnă clădire de pe pământul ucrainean. Pe urmă, într-o altă vedenie, am avut parte de o descoperire din partea Domnului, în care în zorii unei dimineți am văzut cum s-au format atomii și am văzut cum atomii se formau unul câte unul. Și dintr-o dată am văzut o rachetă și racheta respectivă a început să se înalțe spre cer și să zboare. Iar în următoarea clipă am avut parte de o vedenie în care mai multe mâini de parte femeiască erau ridicate spre cer. Erau ridicate mai multe mâini spre cer. Pe urmă, la înălțimea cerului, am văzut doi îngeri. Un înger era la partea stângă și un înger la partea dreaptă. Și-au venit îngerii și s-au întâlnit la mijlocul rachetei și-au dat mâna unul cu celălalt. Și-au întins mâinile și-au dat mâna. Racheta s-a îndepărtat și am văzut o lumină albă. Și ceea ce Duhul Domnului mi-a făcut de cunoscut, că Dumnezeu este Cel care a lăsat o vreme de îndurare. O vreme de pace. Dumnezeu a fost Cel care a ascultat rugăciunile sincere care s-au înălțat înaintea tronului de îndurare și de milă al Său. Pe urmă, am văzut în vedenie, în cer, în aer, era suspendat mai multe litere și scria Babilonia. Și dintr-o dată, literele respective au căzut la pământ. Și Duhul Domnului mi-a făcut de cunoscut că un stat puternic va fi pus la pământ.
pentru că Dumnezeu nu va îngădui lucrarea aceasta. Pe urmă, cu privire la România, am văzut la granițele țării că oamenii au început să se agite. Oamenii strigau și Duhul Domnului mi-a făcut de cunoscut că oamenii din România vor fi la fel de panicați, la fel ca și cei din Ucraina. Și toți o să caute să-și scape viața. Toate lucrurile astea, dragi fraților, vă spun sincer, cu sinceritate, că eu n-am niciun merit pentru lucrurile acestea, pentru că Iisus Hristos este Domnul vrednic de laudă și de înălțare. Și eu cred că ceea ce Dumnezeu a făcut, ne-a promis prin făgăduința Lui, prin ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu, în Marcu de la capitolul 13, la versetul 5, spune cuvântul lui Dumnezeu în următorul fel. Iisus a început atunci să le spună, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă, au să vă dea pe mâna soboarilor judecătoriști și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți ca mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Deci vedem că în cuvântul Dumnezeu este cel care ne atenționează cu privire la vremurile din urmă. Și eu cred cu siguranță că și astăzi trăim vremurile din urmă. Hai să privim la noi înșine, să ne cercetăm noi pe noi înșine, să vedem cum ne raportăm înaintea lui Dumnezeu. Mai este dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre? Și Dumnezeu să ne binecuvânteze cu dragostea sa. Și totodată, spre încheiere, vreau să dau citire tot din cuvântul Dumnezeu, tot din Marcu, și ceea ce spune cuvântul Domnului. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Dumnezeu vrea ca noi să veghem, dragi fraților. Și Dumnezeu să ne ajute și să ne învețe să rămânem treji și vegheatori asupra umblării noastre pe care o avem aici pe pământ și în mijlocul nostru. Dumnezeu să ne ajute cu privire la lucrarea aceasta. Și după cum am spus și am mărturisit și data trecută, anul trecut, când am avut parte de celelalte descoperiri cu privire la Rusia și cu America, ținând cont că Domnul mi-a făcut descoperi că atunci când va fi cea mai mare liniște și când oamenii vor crede și se vor odini, că toate lucrurile vor merge bine, atunci am văzut cum niște arme se îndreptau una împotriva cealaltă. Dumnezeu să ne ajute, pentru că Dumnezeu este Cel care nu ne-a dat un duc de frică, ci un duc de putere, dragoste și chipzuință. Să putem să stăm într-o vreme ca aceasta în picioare. Amin.